Jerfă sfântă din calvar, prezentată în fața noastră printr-o pâine și un pahar. Masa Domnului e întinsă pentru cei răscumpărați. Taina aceasta este mare, melul a fost junghiat. E o sărbătoare sfântă pentru întregul Israel, cea mai mare sărbătoare dată chiar de Dumnezeu. E o sărbătoare sfântă, poartă un simbol ceresc. Fiecare, ca să împarte, trebuie să jerfească un mel. Sărbătoarea să se țină între cele două seri. Prasnicul e numit Paște, cu toți vor mânca din mel. Nu oricum și cu azimă, toți să vă păstrați curați. Și cu verdețurea mare melul trebuie mâncat. Să întregiți apoi lucrarea cu sângele acelui miel, să stropiți ușciorii ușii care vor sluji ca semn. Când va trece solul morță, îngerul nimicitor, sângele e mărturie pentru voi ca adăpost. Voi să luați bine seama, toți să stați la adăpost, nimeni să nu iasă afară, pentru că va trece îngerul nimicitor. Să țineți ca sărbătoare, lege veșnică să fie, că ați fost izbăviți de moarte și salvați de la robie. Dacă un om din Israel nu vrea să serbească Paști, disprețuind sărbătoarea izbăvirii, ce vă fac? El va peri din Israel, va fi nimicit din popor, că a disprețuit pe Domnul, melul sfânt, izbăvitor. Sărbătoarea a fost mare între cele două seri. Câți mei s-au jertfit de atunci până la Iisus, sfântul mel. Moise vorbea cu poporul, prăsnuind Paști prima oară, iar Iisus cu ucenicii le-a serbat ultima seară. Și cum sta cu ei la masă să sărbătorească Paști, el le-a deslușit și taina despre mielul înjunghiat. Pâinea care azi se frânge nu-i un miel, ci trupul meu, să mâncați, să aveți viață, să trăiți în veci de veci și să beți din rodul viții, că e sângele meu sfânt, care pentru voi se varsă, stropind în nou legământ. Oricând veți mânca din Paște, nu veți mai jertfi un mel, și amintiți moartea mea până când voi veni eu. Când vom mânca împreună, sărbătorim pentru veci, nu ieșirea din Egipt, ci răpirea sus în cer.
frați, surori din adunare, azi sărbătorim și noi sărbătoarea amintirii morții lui Iisus Hristos. Pâinea care se frânge e simbolul cel mai sfânt, că în Golgota în piroane trupul lui Iisus s-a frânt. Rodul viții reprezintă sângele sfânt și curat care ne-a spălat păcatul și cu Tatăl ne-a împăcat. Să ne cercetăm noi singuri, să avem cugetul curat, să măturăm aluatul cu dospeala de păcat. Fiecare cercetarea să-și o facă personal, ca să nu ia spre o sândă și să fie judecat. Dar când simțești ușurarea și ți-e Duhul înviorat, îndrăsnește, stai la masă, Iisus, vina ți-a iertat. Șmanagot rabi, trupul lui Iisus e pâine și mâncând primești viață. Rodul viții e a lui sânge care curăță și iartă. Și prin ranele lui sfinte, tu primești azi vindecare pentru trup și pentru suflet, pentru rănile ce doare. Și când mânci, primești putere, simți că tu trăiești prin El. Și când El trăiește în tine, pe Satan îl biruiești. Dar când îți faci obiceiul, disprețuind masa sfântă, nu te împărtășești cu anii, viața în tine ți se curmă. Și așa ajungi în rândul celor ce zic că trăiesc, dar sunt morți de multă vreme și viață nu sunt ei. Despre aceștia Pavel scrie că nu-s puțini care zac, care dorm de multă vreme și care zac în păcat. Deci, atenție la cină, de nu mânci, nu ai viață, dar de nu te cercetezi, pedeapsa lui te așteaptă. Frasuror, să luăm seama, toți să ne păstrăm curați, că ne împărtășim cu Domnul azi când stăm la masa sa. Să privim cu toți la cruce, unde Domnul răstignit a murit în locul nostru, ca noi să fim mântuiți. Noi prin El avem viață și prin El suntem sfințiți, iar Duhul Sfânt ne îndeamnă pe Hristos să-L proslăvim. Până când ajungi în ceruri, vom sărbători cu toți sărbătoarea izbăvirii, a răpirii sus în nori. Cât va ține veșnicia, tot poporul mântuit îl va proslăvi pe Tatăl, pe Iisus și Duhul Sfânt. Amin.